În urmă cu câteva zile, primarul municipiului Deva, Florin Oancea, anunța că în acest an nu se va organiza revelion în aer liber în reședința de județ. Cu toate acestea, ținând cont de evoluția favorabilă a situației pandemice, rata de infectare cu COVID-19 în Deva fiind de sub 1 la 1000 de locuitori, reprezentanții municipalității au decis, pe ultima sută de metri, ca totuși să fie organizată o petrecere în aer liber la cumpăna dintre ani, lucru ce ar trebui să fie o normalitate. Trebuie să fie o normalitate, dar datorită situației cu pandemia, nu doar în România, ci la nivel global, anul trecut nu am putut să organizăm revelionul aer liber. În acest an îl organizăm, nu așa ca anvergură cum ne-am fi dorit, pentru că în momentul în care am dorit să organizăm în acest an revelionul, incidența era de peste 10 la 1000 de locuitori și nu știm exact cum va evolua. Dar faptul că incidența a scăzut și acum suntem la nivel de municipiu Deva sub 1 la 1000 este un lucru îmbucurător și îl vom organiza. Petrecerea care va avea loc la cal, pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, va fi una mai scurtă ca de obicei, cu durata între orele 23 și 1 dimineața și se va desfășura cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare pe perioada stării de alertă. Cei care vor fi prezenți la evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Deva, alături de Centrul Cultural Drăgan Muntean din municipiul de reședință al județului Hunedoara, vor avea parte, printre altele, de un impresionant foc de artificii. De asemenea, participanții la revelionul de la cal sunt invitați de primarul Florin Oancea să ciocnească împreună la miezul nopții o cupă de șampanie. Aștept pe toți devenii în noaptea de revelion, la cumpăra dintre ani, să participe alături de mine și de ceilalți doritori la un spectacol frumos care va începe la ora 21, va ține până la la ora 23, până la ora 1, iar la ora 24, la 12 noaptea, va fi un impresionant, pot să spun, foc de artificii și, bineînțeles, bucuria mea este ca prezența devenilor să fie cât mai mare pentru a putea să închin un par o cupă de șampanie cu fiecare dintre deveni. Vă aștept cu drag! În noaptea dintre ani, pe platoul din Piața Victoriei din Deva, din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, vor concerta trupele locale The Story și Coas, iar intrarea la eveniment este liberă.